tinerii trebuie să crească. Să crească, să se dezvolte în toate, nu numai fizic, dar și spiritual, mai ales moral. Fiindcă să se simtă tot, să fie statutori, să se simtă stăpâni pe sine, în primul rând. Toate problemele devin de aici, de la fiecare din noi, personal. Nu așteptăm, să nu așteptăm că cineva ne va aduce limba, cineva ne va aduce libertate, demnitate, ne va aduce pe talgeri de aur. Nu! Trebuie talgerul, în primul rând, construit sigur acest talger. Și desigur că aceste sfinte lucruri puse pe talgerul ăsta, iarăși scoase de aici, dar nu de undeva. Așteaptă cineva să vină. Nu vor veni, dragi mei, așa că deschideți poarta singură. Nu ca ce, mă scuzați pentru care merg la Pascu ziua și seara stau la poartă și așteaptă ca stăpânul să le deschide poarta. Nu se va deschide. Trebuie poarta deschisă singură. Deci toată soarta noastră, bine, de bine, de rea, ea este pornită de la noi. Așa că eu aș ruga ca fiecare de noi să fie mai demn pe soarta noastră, pe sinele nostru, pe pământul nostru, pe viitorul care îl așteptăm, că tot ce se va lumina e destul de atâta sobrietate pe capul nostru.